bag o cafea. Da? Am ajuns. Bine ați venit! Spune despre sine că s-a născut într-o zi de hram, adică în octombrie de Sfântul Dumitru. Și cu toate acestea, Elisabeta Lipă adaugă: dar nu m-am crezut aleasă. Am muncit pe viață și pe moarte pentru tot ce am obținut. Dragi prieteni, bună dimineața! Presa internațională a scris despre interlocutoarea mea din această sâmbătă că este cea mai mare canotoare a tuturor timpurilor. Personal, îmi place o altă sintagmă care o privește. Este o Nadia a apei. Ei bine, astăzi cu noi la mic dejun, doamna Elisabeta Lipă, bine ați venit! Bună dimineața! Bună dimineața și bine v-am găsit! Știți, doamna Lipă, de câte ori v-am ținut eu pumnii când erați în barcă, în sfârșit am această șansă să stăm împreună față în față, o să vă spun tot, dar întâi să ne luăm cafeaua, nu? Nu știu, dar cred că mi-a ținut. Bună dimineața! Ce aveți pentru noi? Cappuccino mie, ca de obicei, și doamna ei nu știu. Și mie la fel, ca de obicei. Cappuccino și o apă plată. Nu rece. Nu rece. Mulțumim. Să vă spun cum e cu barca. N-am înțeles prea mult cu... cum e cu schif simplu, 8+1, 4+1, dar de medalii m-am bucurat enorm de fiecare dată și mă uitam tot după vârful bărcii să fie primul, să fie primul, să fie primul, iar ceea ce m-a uimit pe mine și sigur și pe cei care v-au încurajat în gândul lor a fost acest record extraordinar al unui aur la 20 de ani distanță după primul, mai exact de la Los Angeles din 1984 la Atena din 2004. Colosal. Aveați cât, 39 de ani, zic bine? Aproape 40, fără câteva luni. Da, probabil că toată lumea vă spune despre și vă întreabă despre recordul ăsta după 20 de ani. Un aur peste aur la distanță de 20 de ani. Și fără pauze între, adică având continuitate. Da, nu mi-am propus eu să bat recordurile, dar atunci când simți gustul victoriei și când treci de prima, de a doua, de a treia și îți merge și îți place, munca este aceea și nu ți se mai pare ceva ieșit din comun, intervine și lupta asta cu tine de a bate niște recorduri. Iar eu, din fericire, am bătut recordurile nu numai la, ca și participări la Jocurile Olimpice, am bătut recordurile și ca longevitate, să zic, 20 de ani între... 13 participări la mondiale, da. Colosal. Da, astea sunt pentru un sportiv când ajunge la un asemenea nivel de 6 participări între, la Jocurile Olimpice, deja participările la europene, mondiale sunt așa ca niște timpi intermediari, ceva normal, nu mai pui la socoteală, ci pur și simplu te gândești următoarea olimpiadă cum va fi, ce va fi, te rogi să fii sănătos și, bineînțeles, pui mâna pe cea mai strălucitoare medalie. Dar acum, în sâmbăta asta, când în sfârșit bem cafea cu seninătate, aveți senzația că v-ați depășit toate recordurile personale? Sau vă gândiți prea puțin? N-aș putea să spun că... Mai aveți încă da, de străbătut. Da, bineînțeles, nu? Ca o luptătoare ce sunt, nu pot să mă limitez doar la ceea ce am făcut. Trebuie să mă gândesc să bat recorduri și în viitor. Rămânând tot în sport, un sportiv de înaltă performanță, dacă rămâne tot în sport, normal nu se mai pune problema ca el să cucerească medaliile, ci dorința este... poate mai mare ca, să-i formeze pe ca cei care vin generația asta tânără
să fie atât de bine antrenat și psihic și fizic, și de cele mai multe ori mă pun în situația lor, pentru că normal de la 16 ani și până la 40 treci prin toate experiențele posibile. Experiențele posibile, sigur că da, și te revezi în ei cam cum erai tu la vârsta aia și ce făceai atunci. Exact asta urma să spun, doamna Elisabeta Lipă, că n-am încetat să mă bucur pentru dumneavoastră, chiar dacă nu mai sunteți în barcă neapărat, în competiție, pentru că acum v-am văzut după europene, de pildă, cu toți micii campioni. Practic, există deja o generație Elisabeta Lipă de triumfători ai noștri pe apă. I-am văzut pe toți, v-am văzut împreună cu ei, mi s-a umplut inima, pur și simplu. M-am și mirat că o cârmăciță, atunci am aflat cum e cu cârmăcița, e atât de mică, de 1,5 metri, și ceilalți sunt cât dumneavoastră, adică 1,80 m plus. Și n-am înțeles cum e cu proporțiile astea, dar până la urmă nici nu e important să înțeleg eu, important e că le luați trofeele. Astea sunt regulamentele, să zic, un cărmaci n-are voie să depășească, poate, greutatea de 50 de kilograme, n-are voie să fie sub, pentru că altfel primește un săculeț de nisip ca să compenseze, sigur că da, și nici nu este indicat ca el să aibă înălțimea și greutatea unui canotor, pentru că altfel echipa îi cară acele kilograme și este mai greu. El, practic, e cel care trebuie să se ocupe, să ducă barca cât mai drept culoar și cât mai repede către linia de sosire. El, de fapt, este ultimul care intră, care trece linia de sosire. Da. Suntem, să zic, al doilea an consecutiv federația cu cele mai frumoase rezultate. Am avut și anul trecut, dar și anul acesta un an extraordinar, ani extraordinari, cu rezultate remarcabile la toate nivelurile, să zic, începând cu juniori, tineret, seniori, iar acum, la ora actuală, sportivii noștri, avem 4 sportivi care au concurat și care au câștigat medalia de argint, băieții și fetele medalia de bronz la Jocurile Olimpice pentru tineret. Asta vă înseamnă felicit, că avem viitor. Da, aveți viitor. Și, da, și eu avem altă stare să fiu lângă ei, să mă lupt pentru ei, să-i ascult, pentru că și ei, chiar dacă sunt acolo în pregătire, au și ei problemele lor, simt și ei nevoia să sfătuiască, să vorbească, și atunci încerc să fiu cât mai mult alături de ei. Am observat și am simțit starea dumneavoastră bună și m-am și gândit. Așadar, deși e maestră emerită a sportului și doctor în educație fizică și sport și președinte de federație, ce va fi făcut în urmă cu 35-40 de ani Elisabeta Lipă la Cândeștiul Botoșanilor într-o zi de toamnă ca asta? Mai știți? Vă mai aduceți aminte? Normal, ca orice copil, și eu am fost întrebată ce vrei să te faci când o să fii mare. Bineînțeles că atunci, având o sora mea care e mai mare cu 6 ani decât mine și ea și-a dorit să și este la ora actuală educatoare, am zis normal, frumos. Și eu trebuie să mă fac educatoare. Îmi plac copiii, îmi place să lucrez cu copiii, îmi place să stau pe lângă ei. Așadar, voiați să fiți educatoare. Da. Și pe vremea asta probabil strângeați roade de pe câmp. A, asta nu se mai pune problema. Obligatoriu. A, de serios? Asta? Era normă? Deci, normă? Cum? Păi ce, să lucreze părinții singuri și noi copiii să facem ce? Dar dacă vă aduceți aminte, chiar la școală, da, așa este, am prins alte vremuri. Dar da, cred erau că... vremuri întunecate în care ieșeam cu toții în generația mea și a dumneavoastră să strângem de pe câmp ceapa, asta, porumbul, asta cartofi. Vreau să spun, și cred că într-un fel ne-a prins bine faptul că am fost obișnuiți cu munca câmpului. În casă la noi lucrurile erau împărțite.
sora mea era cu gătitul și cu curățenia în casă și eu eram cu dusul vacilor pe câmp, nu-mi plăcea să mă duc să prășesc. Și bineînțeles că lucrul de zi cu zi era împărțit între munca câmpului și a gospodăriei și bineînțeles seara cu toți copiii vecinii din sat ne adunam pe toloacă și de mici făceam competiții sportive, inventam tot felul de... Să știți că la Cândești se vorbește și acum despre Uța și Duța, ale noastre de treabă și campioană, mi-au zis bucovinenii. Probabil că nu mai aveți destul răgaz să vă duceți prin locurile acelea natale, dar le port... Paștele, cu siguranță că nu există Paște fără Bucovina, iar Crăciunul la fel, deci tatăl meu s-a prăpădit, Dumnezeu să-l odihnească, dar a rămas mama. Și noi cu familia, cu soții, nepoții, îi umplem casa de Paști și de Crăciun. Am aflat așa că pe la 13-14 ani, directorul școlii din Cândești ucrainean, care vă era vecin, s-a certat un pic cu tatăl dumneavoastră. Da, așa că și ambițioasa Duța pe atunci, care din pricina acestui litigiu a luat doar mențiune la școală, ei bine, dragi prieteni, a spus nu mă mai duc la școala acestui director și a acceptat să meargă 3 km dus, 3 km întors pe orice anotimp la școala din Cândești, Cândești 2. Cândești 2, da, care, românesc, că, nu? Da, Cândești românesc. Am aflat, da, așa este. De mine este vorba. Da, la școală eram 4 clase. Aveam același director, da, care ne preda orele. Eram foarte multe vecine în aceeași clasă, da? Și certându-se tata cu domnul director, așa, a considerat că trebuie să mă pedepsească pe mine. Și la serbarea de final de an, când toate au luat premiul întâi și eu am luat mențiune, bineînțeles că am coborât de pe scenă foarte hotărâtă și am venit acasă și i-am zis, din clasa 3-a, eu nu mă mai duc la școală aici. Și așa a fost. Și așa a fost. Și preferam și tata mi-a zis, deci, dar știi ce înseamnă asta? Să te duci pe jos 3 km, frig, zăpadă, ger, nu contează. Eu aici nu mă mai duc la școală și cu asta basta. Dar mai era un impediment pe care l-am aflat, că vorbeați rusește toată ziua și acolo se vorbea românește și a fost greu la început. Normal că aici, în Cândești, Bucovina, limba română era o limbă auxiliară. Normal, ducându-mă în Cândești 2, nu mai aveam aceleași materii cum aveam la mine în sat. Dar nu a contat, am zis, este mult mai bine pentru mine, că altfel eu voi fi deja mult mai sus când ei o să vină de la școala din Bucovina, când o să vină la școala românească. Și mi-a prins bine. Deci... Dar vă dați seama, doamnă Lipă, că acel director de școală peste ani sigur a regretat când v-a văzut cu standardul României pe piept. Da, dar nu a fost... ei s-au împăcat. Bineînțeles că deci s-au împăcat. N-a fost ceva, o ceartă din aia ieșită din comun. Dar nu știu, așa a fost gândirea pe moment și acum învățătorul și vecin trăiește, vorbesc de câte ori mă duc acasă. Bineînțeles că au trecut ani peste domnia sa, dar amintirile rămân în suflet și... faptul că m-au ajutat în viață, eu nu pot decât să-i mulțumesc. Vreau să vorbim puțin despre acest moment din California. Primul aur pentru dumneavoastră, aveați 20 de ani. România, dacă știu exact, era atunci într-un context în care era de fapt singura țară comunistă participantă la Jocurile Olimpice. Și deschiderea din acel an a fost
absolut spectaculoasă. Am înțeles din anturajul sportiv că v-a marcat acea deschidere cu focuri de artificii și cu spectacol grandios. Pentru un copil, că practic eram un copil, eram cea mai tânără... Un copil din țara lui Ceaușescu, da, să nu uităm. Da. E important de marcat. Și știm foarte bine, noi sportivii în acea perioadă eram privilegiați, faptul că aveam posibilitatea să ieșim afară, la competiții. Da, într-adevăr, eram, să zic, închiși așa, urmăriți îndeaproape, dar asta nu ne deranja. Aveam posibilitatea să vedem lumea civilizată, să vedem cum este și să te trezești la Jocurile Olimpice, la nici 20 de ani, cea mai tânără din delegație. Da. Deci, pentru mine... a fost ceva ieșit din comun. Iar faptul că veneam dintr-o țară comunistă și singura țară comunistă, s-au purtat cu noi americanii, deci cum nu s-au purtat, da, la... Da, vă amintiți asta? Bineînțeles, adică ce? La nicio olimpiadă n-am mai întâlnit asemenea respect și atenție. De asta de câte ori sunt întrebată: care olimpiadă ți-a rămas în suflet? Fără să stau pe gânduri, zic Los Angeles 84. Bineînțeles că i-am învățat pe americanii imnul României, că am venit atunci pe locul 2 pe națiunii. Mi-am amintesc, așa e. Medalii, dacă nu era aur, era argint. Deci eu m-am lăudat trecea aici. Proba, se ridicau în picioare, ascultau imnul, se așezau, iar... E un moment, nu? Nu știu cum de nu vi s-a urcat la cap, m-am întrebat. Trebuie să fie grozav să fie acolo pentru țara ta și un stadion întreg, multinațional, să se ridice pentru imnul țării tale. Foarte mulți mă întreabă cum de am rămas atât de modestă, sau să zic, sunt aceeași ca atunci când m-au cunoscut. Dar să știți că asta ține de educația de acasă. Ține de cei 7 ani de acasă. Și eu când am plecat de acasă la 16 ani, da, era în anul 80, în ianuarie 10, n-am cum să uit această zi, cu tata de mână, cu întâlnire la Informații Gara de Nord, cu antrenoarea care m-a selecționat. Ileana Pavel. Ileana Pavel, care la ora actuală este în Austria, stabilită, și păstrăm legătura și ne vedem de frumos câte ori putem. Și când m-a lăsat acolo... Tatăl meu, da, că a ținut să vină să vadă unde mă duc, ce trebuie să fac, pe mâna cui mă lasă, să-i spun antrenoarei să înțeleagă și ea, dar și mie de față cu ea. Trebuie să înțelegi că tu trebuie să faci și școală și sport. Dacă nu poți să le faci pe amândouă, cu siguranță că nu renunți la școală. Venea tata la o lună să vadă notele. Să vadă notele, fără să mă anunțe, fără nimic. Deci mă trezeam efectiv cu tata în cantonament. Mă lua de mână și zice: hai la școală. Hai să văd eu cu ochii mei ce faci tu. Și când a plecat, mi-a zis: tu nu trebuie să uiți de unde ai plecat și să nu mă faci de râs, că ține minte, eu te-am făcut, eu cu mâna mea te omor dacă tu mă faci de râs în sat. Drastică. Da. Foarte, deci a fost foarte exigent cu mine. Normal, drastic avertisment, că recunosc, nu se punea problema ca eu să fac prostii, el să nu m-a bătut niciodată, n-a dat niciodată în mine, dar aveam în același timp și frică și respect pentru tatăl meu. V-a prins bine și sunteți printre puținii sportivi români care, după un palmares atât de impresionant, ați făcut aceste studii de management pentru activitate sportivă, nu-i puțin lucru. Așa mi se pare că se explică felul în care conduceți și ați condus și federația și ați obținut atâtea rezultate pe care alții le râvnesc, tocmai pentru că ați făcut totul ca la carte. Să știți că eu n-am răvnit nicio funcție.
Bineînțeles că nu poți să ajungi în niște funcții dacă nu ai carte. Eu nu sunt așa de sigură că se mai probează. Deci eu nu vorbesc de aceste vremuri. Eu vorbesc de vremurile pe care le-am prins eu. Normal că eram conștientă că fără carte nu poți să faci sport, că știți, acum trebuie să și recunoaștem impresia pe care o lasă sportivii. Este aceea că făcând sport nu mai au timp să învețe și nu-i duce mintea că săracul a făcut sport și atunci nu merită să fie nu știu ce personal funcție. Personal n-am gândit niciodată da. Așa. Dar sunteți o probă da. Acestei convingeri. Asta este mentalitatea, dar da. Eu vreau să vă spun un singur lucru, că un sportiv nu poate să ajungă campion, deci n-are cum să ajungă campion pentru că nu te bați doar cu mușchii. Cu adversarul nu te lupți doar cu mușchii. Îți trebuie și cap să gândești și un autocontrol, nu-i așa? Și o disciplină. Asta nu mai spun că astea ți le educi. Da. Ți le educi. Dar dacă pe românește capul nu te ajută, degeaba poți să ai pachete de mușchi pe tine. Măcar trebuie să-mi spuneți că v-au bucurat distințiile. Eu, dacă aș schimba rolul cu dumneavoastră și mi s-ar acorda acest Thomas Keller, care e cea mai înaltă distinție pe care o poate obține un canotor în lume, nu v-ați bucurat atunci, nu? Bineînțeles că te bucuri că munca ta, rezultatele tale sunt recunoscute. Sunt nu neapărat răsplătite în bani, că nu totul se învârte în jurul banului. Dar când auzi și la ora actuală oameni simpli care, mă duc să cumpăr ceva de la piață sau din magazin și întorc capul și zic după voce v-am recunoscut. Doamne, vă dați seama cât am plâns când ați concurat și când ați câștigat. Ce bucurie mai mare poate să fie pentru să... Îi înțeleg perfect. Pentru că eu m-am bucurat exact așa ca un fost copil care avea tot timpul scutire la sport. Asta e. Nu-mi plăcea să fac sport, dar m-am bucurat cu toată fibra de fiecare dată când spuneați mă retrag și veneați din nou la lot. De trei ori. Știu, de trei deci ori. De trei ori m-am retras, de trei ori am revenit. Am revenit din ambiție. N-am revenit niciodată pentru bani, pentru că știam, ai câștigat, ai pus mâna pe cea mai strălucitoare medalie la Jocurile Olimpice, automat vin și banii. Deci banii sunt legați de rezultat, dar dacă în mintea ta nu pleci la luptă să cucerești cea mai frumoasă medalie, cu siguranță că n-ai cum să reușești. E clar că le transmiteți asta, am văzut. Și campionilor pe care îi formați acum și care au triumfat anul ăsta la europene și nu numai. Da, e o lecție dură pe care o transmiteți așa. Asta e realitatea. Port în ziua de astăzi, nu poți să faci fără bani. Și nu mă refer aici numai partea asta financiară către sportiv, antrenor. Dar sportul românesc și sportul în general are nevoie de ce să vă spun, ne trebuiesc vreo 3 emisiuni să le facem așa la rând ca să înțelegeți ce înseamnă și cât de greu este să ajungi să fii campion. Și mai ales în zilele noastre când lipsurile sunt enorme. Și câte satisfacții aduce acest domeniu, nu numai celui care intră în posesia medaliei, dar și celor care privim la televizor. Dar nu știm ce se regăsește în spatele acelei medalii. Să traduc eu. Că practic... n-ați făcut sport, vă spun, ați greșit. Nu trebuie să faceți sport de înaltă performanță. Da, da. Trebuie să faceți mișcare pentru sănătate, în primul rând. Că nu toți suntem făcuți pentru înalta performanță. Aici trebuie să categoric, mai ai și talent sigur. Și nu, să ai ceva aparte. E o vocație, aparte. E ceva, da. E un har. Da. E chiar ceva pus deoparte în temperamentul acelui competitor, asta mi-e clar. Eu am făcut atletism, cum aveam model pe sora mea. Sora mea a făcut atletism și a ajuns
vicecampioană națională. N-am știut. Da. Și atunci, cu șase, fiind cu 6 ani mai mică, ce să fac? Fac și eu ce face sora mea. Și la fel, în școală, am început cu atletismul. Aveam competiții la nivel de sate, comune, județ. Când credeți la că județ, erau atât de utile, doamnă Lipă? Poate că erau, pentru că acum copiii sunt toată ziua cu smartphone-ul, cu tableta, cu internetul. Pentru că nici nu li se oferă o altă posibilitate. Deci, în zona rurală a României, da? La ora actuală nu există competiții. Sunt foarte mulți copii talentați, sunt foarte mulți copii care sunt făcuți pentru sportul de înaltă performanță și ei nu mă refer numai la canotaj. Dar acei copii trebuie descoperiți. Nu-i așa? Vă duceți personal să-i recrutați. Păi altfel n-avem cum. Dar nu toți au norocul, da, și șansa să fie descoperiți de antrenori care să-i aducă către sport din diverse motive și care se pierd. Adevărul e că m-am gândit și vă mărturisesc acum că a fost o dovadă de mult flair și experiență să vezi un copil, o tânără fată jucând basket și dintr-o dată să simți că ar putea fi un lider al canotajului. Eu când am fost selecționată la canotaj, sincer, habar n-aveam ce înseamnă canotajul. Ce sport este ăsta? Eu care am crescut pe malul Siretului. V-a folosit, deci, nu? Că faptul că Siretul curgea la 100 de metri da, în spatele casei. Da, dar n-am văzut nicio barcă pe Siret ca să-mi dau seama cam cu ce se mănâncă sportul ăsta. Dar din descrierea antrenoarei, atât de frumos l-a descris, parcă și acum o aud. Știi ce înseamnă canotajul ăsta? E soare, apă, bărci lungi, așa, scuțite, ușoare, plimbarea aia, am zis, Doamne, trebuie să încerc ce-o fi asta. Și am venit acasă de la Botoșani și, normal, povestești părinților. Da. Uite, asta. Mama, nu pleci nicăieri. Nu pleci nicăieri. Unde să pleci tu la 500 de kilometri? Pentru o barcă. N-avem nimic, o rudă, nu știu, cineva la care să te plângi, să te duci, nu există. Tata, eu te las, mergi cu mine. Dacă ție îți place, de ce să-mi placă mie când eu doar descrierea mi-a plăcut? Și zic că mie îmi place și eu trebuie să mă duc. Normal că și antrenoarea a simțit în mine un potențial viitor campion și a vorbit cu părinții, a încercat să-i lămurească. Până la urmă a zis, hotărârea a fost a mea. Dacă mie îmi place, atunci mergem. Și așa am plecat la drum. Mi-am dat seama că a fost extrem de dificil, de-a dreptul dur, când am citit altă mărturisire. Când ați spus așa cuiva, unui reporter, dormeam cu echipamentul ca să câștig 10 minute de somn da, în plus. Da, eram primul meu cantonament, da? În ianuarie am venit la București și în aprilie, martie, așa, aprilie, eu am învățat să văslesc nu pe Herăstrău, nu la Snagov, ci pe baraj la Râmnicu Vâlcea. Și stăteam în cantonament la internat, deci la cămin, la liceul sanitar. Mâncam în oraș și trebuia să te duci în alergare la masă, în alergare să te întorci. Am fost atunci selecționate peste 50 de fete. Știu că din lotul acela de 50 ați fost singura care am rămas. Făcut carieră, da. Și normal că în perioada aia trebuia să învățăm să și văslim, să vadă și care promite, care are un viitor strălucit. Costurile erau pentru un club, că eu am început la Olimpia, da, ulterior am ajuns la Dinamo. Practic, costurile erau enorme. După primul aur ați plecat la Dinamo, nu? După primul aur vreau am să vă întreb ceva Dinamo, oarecum picant. Știu că familia prezidențială de tristă amintire era practic divizată între Steaua și Dinamo. Se certau între ei ca azi pe politică. Da, dar se certau pe fotbal, nu pe alte pe sporturi. Fotbal. Deci doar pe fotbal. Când l-ați văzut pe Ceaușescu de aproape, că ați dat mâna cu el, da, clar. Da. Cum a fost, vă amintiți?
Să știți că Ceaușescu ne-a apreciat munca și nu a muncit în zadar, pentru că noi nu știam, ne ducem, nu ne ducem, tot s-auzeau tot felul de variante, că să fac jocurile olimpice europene, ceva, o chestie amestecată. Deci, practic, care... munceați în orb într-o competiție. Chiție la da. Care nu știam dacă ne ducem sau nu ne ducem. Și atunci, când și-a luat acest angajament de a ne trimite acolo și unde? În America, deci nu undeva pe aici. În 84, da. Cei de generația noastră știu da. Ce însemna asta. A fost foarte uman. N-am avut, nu știu, în ocazie ca să stau de vorbă sau să dau mâna sau nu știu, deci nu s-a pus problema asta. Dar, având în vedere că ne antrenam pe Snagov, Ceaușescu stătea foarte mult la Palatul Snagov. Da. Ieșea la plimbare cu vaporul și eram pe apă noi cu el, nu tot timpul, dar da. Când se plimba, da. Se plimba pe lângă noi, ne făceau cu mâna, când foarte frumos putea să zică eu doresc lacul ăsta numai, și pe, numai pentru mine și în rest nu mă interesează, mutații, făcetele. Oricum și-a dorit da. Alte lucruri numai da. Pentru el, nu da. E cazul da. Să insistăm. Da, nu, e important. Nu-l judecăm noi acum, sigur, că nu este nici tema emisiunii, deloc, eu spun doar... Dar e da. O amintire prețioasă, da. Mă bucur că ați spus-o aici. Da, da. Și pentru asta că e. Face parte dintr-o carieră atât de lungă și unică, să ajungem la... fragila noastră democrație și recentă, asta ultimilor ani, în care ați avut mai multe funcții, inclusiv aceea de ministru, și v-ați lovit inevitabil de birocrație, de rivalități, de neînțelegerea altora, că doar cu puțin timp în urmă am aflat eu însămi, cea care nu se pricepe precum o faceți dumneavoastră, cum vi s-a spus de o tânără ministră că sportivii pot trăi și cu o diurnă de și cu 25 de lei alocați pentru hrana lor zilnică. Nu e de comentat, da? Nu e de comentat. Nu, nu. Sportul nu poate fi altfel decât întreaga societate. Da. Aici e problema. Degeaba vrei să faci ceva pentru că de unul singur nu poți să faci. E clar că ai nevoie și de ajutor din toate părțile și atunci când vrei să faci ceva, te lovești. Ba de hârtii, ba de persoane care nu înțeleg fenomenul și asta este da, de fapt, crunt. De aici începe asta este drama. Crunt și atunci încep poveștile urâte când trebuie să stai, îți pierzi timpul explicând unor oameni care oricum nu înțeleg, cum poți să stai într-o funcție, într-un domeniu din care nu ai făcut parte, dintr-un domeniu pe care nu-l înțelegi și pe care nici nu vrei să-l înveți. Când tu nu ești specialist, trebuie să ai specialiști pe lângă tine, să ai specialiști buni, să fie sinceri cu tine, pentru știu că ați făcut asta că tot lumea timpul. Este dezbinată da. De ce se întâmplă în zilele noastre. Noi n-am, eu cel puțin nu mi-am imaginat că voi ajunge să trăiesc asemenea vremuri. Nu mă miră că lumea pleacă pe capete, pentru că atunci când încerci să faci ceva și tot timpul te lovești ca de zid, la un moment dat renunți. Deci oricât de luptător ai tinerii noștri competitori, sportivi, pleacă. Pleacă, nu mai avem antrenori care și-au găsit, nu știu, înțelegere, servicii plătite, decente, că nu-și imaginează nimeni că au plecat pe nu știu câte mii de euro, dar totuși, când ești înțeles, când ești lăsat să te desfășori și să faci ceea ce îți place cel mai mult, toate aceste nemulțumiri, să zic, ale noastre, lasă goluri. Și lasă goluri și golurile astea nu se simt imediat. Perspectiva este sumbră. Când nu mai ai copii de unde să aduci în selecție. Ba că nu-i lasă părinții, ba că nu vor ei, ba poate cei care într-adevăr ar mai fi
făcuți pentru sportul de înaltă performanță nu sunt descoperiți din N motive. Din N motive. Și atunci, când nu ai bază, de unde să ai performanță? Când baza e șubredă, întotdeauna competiția naște performanță. Sunt multe lipsuri, dar nu mi-am propus eu astăzi, într-o zi de sâmbătă atât de frumoasă să... Exact, că nu vreau despre lipsuri să vorbim, ci despre rezultatele și soluțiile, mai ales soluțiile dumneavoastră, strict personale, pentru că ele se văd. Eu v-am văzut cu cei 20 și ceva de canotori, era acolo o zarvă și o bucurie. M-am și gândit, oarecum... Cum face cârmăcița asta în barcă? Strigă, nu strigă spre ceilalți? Mi-e foarte greu să înțeleg cum e 8 plus 1. Cum țin ei vâslele toți sau cum, în așa fel încât să se sincronizeze și barca să nu fie, nu în toate direcțiile. E greu să înțeleg, nefiind din domeniu, cum ați spus. Corect, așa este. Dar eu sunt campioană olimpică de 3 ori în barca asta. Așa că o simt, o văd. Nu pot să spun că îmi imaginez că eu am trăit acele sentimente și cele mai mari satisfacții, să zic, și sunt campioană olimpică și în simplu și dublu, medaliată. Știu, deci, când ești campioană olimpică într-un opt, când suntem 9 fete care ne bucurăm, 9 fete care vorbim aceeași limbă, 9 fete care văslim în același ritm, 9 fete care ne cunoaștem și bucuriile și necazurile și familiile și tot, 9 fete care stăm 11 luni din an în cantonament. Iar rolul cărmaciului este extraordinar de mare, pentru că o echipă de 8 plus 1, dacă n-are un cărmaci experimentat, un cărmaci care să știe ce să ceară și cum să ducă, cum o să fie echipa vă rog să perfectă. Spuneți ce vă spune cărmaciul pe apă, când mai aveți câteva secunde. Ce zice fata asta mică, că e cea mai mică? Deci, nu? Fata cea mai mică acum este gimnastă, da, a fost o gimnastă care a devenit canotoare și este cărmăciță. Dar vă dau un exemplu așa, ultima mea participare la Jocurile Olimpice. Da. Atena 2004. Când am revenit... Era a treia revenire. A treia revenire, cu 2 ani înainte și... Erați deja mamă, soție, mamă, copiii, ca să se știe. Copiii canotorilor sunt făcuți între 2 olimpiade. Deci, dacă luați anul de naștere al copiilor, o să vedeți că sunt imediat după Jocurile Olimpice. Când ne-am hotărât noi toate să revenim și să devenim campioane olimpice, vă dați seama, unele erau mame de, nu știu, un an, unele își doreau să fie mame. Ca fabulos. Drept dovadă, n-a revenit echipa în formulă completă. Din optul de la Sydney, n-au revenit decât 6. Interesant. Două nu și-au făcut calculele cum trebuie și ne-au stricat puțin feng shui-ul pentru Jocurile Olimpice. Ne-a fost foarte greu să găsim 2 fete, nu se punea problema să fie ca cele care n-au avut cum să revină. Da. Nu ca valoare, ci ca experiență. Și în acel an, când veneau americancele la competițiile la care am participat, veneam pe locul 3, când nu veneau americancele, veneau pe locul 2. După 2004 au fost cele mai fericite că optul americancele, că optul României s-a retras și au scăpat și ele la aur. Oh. Ani buni au stat în coasta noastră, și tot timpul gata, ăsta e anul nostru. Și au considerat că în 2004 este anul lor, când ele pot ieși campioane olimpice. Ei, n-a fost așa. Iar nouă nu ne dădea rezultatele, nu ne spuneau că noi suntem campioane olimpice. Pentru că, așa cum am spus mai devreme, am luat bătaie cam tot anul. Ba locul 2, ba locul 3, dar niciodată locul 1. Dar dorința era de campioane olimpice. Am ajuns la Jocurile Olimpice, bine, mersi. Se trag seriile. Am picat exact finala, cu o săptămână înainte. Asta este, ce să facem, ne batem cu ele, vedem cum sunt, ele deja se vedeau favorite. De unde vorba românească, de ce ți-e frică? Frică de aia nu scapi. Așa.
Nu se mai uitau la noi așa cu frica aia că iau bătaie, ci undeva de sus că se gândind vedeau... că sunteți 6 și nu 8. Dar și rezultatele din acel an nu ne spuneau nouă că noi suntem campioane olimpice. Și când te privești așa unul de sus și tu știi că n-are dreptul să te privească așa, trebuie să faci ceva. Și bineînțeles, dorința este enormă și te ajută foarte mult. Uiți de emoții, uiți de stres, uiți de toate, ci asta vrei. Ambiție ieșită din comun. Asta a fost la noi. Ne-a dat startul, am făcut recordul probei și noi și ele. Dar timiditatea aia cu care am plecat S-a simțit pe prima 500 de metri. În prima 500 de metri au pus pe noi cam 3 secunde. 3 secunde înseamnă mult, o barcă și un pic. Vă dați seama cât am recuperat noi până la final? Pentru aur și când ele ne-au băgat ciocul și am făcut recordul probei și noi și ele. Dar acel rezultat ne-a deschis porțile către medalia de aur. Am zis, ale noastre sunt. Dacă noi în finală nu le lăsăm să se desprindă de noi, psihic au cedat. Iată-le pe fetele noastre care încep să forțeze și să se distanțeze în fruntea cursei. Suntem în acest moment pe locul întâi. Rodica Florea, Viorica Susan, Laurica Bărescu, Ioana Papup, Liliana Gafencu, Elisabeta Lipă, Georgeta Damiana Andrunache, Doina Ignat și cârmaciul Elena Georgescu. Formidabila Elisabeta Lipă, care dintre cele care trag este decana de vârstă la 39 de ani. Hai, fetelor! Suntem din ce în ce mai aproape, avem o jumătate de barcă avans. Nu cred că mai putem pierde aurul în această probă. România, campioană olimpică pentru a treia oară consecutiv! Bravo, fetelor! Extraordinar! A fost așa o finală, să zic, pe viață și pe moarte. Deci, ultima 500 de metri, când și-a luat cârmaciul rolul în serios și când a început să ne ia pe fiecare, pe nume... Tu ți-ai lăsat copilul, tu nu știu ce mai faci, tu ți-ai dus copilul la mama. Trage pentru copilul tău, pentru țara ta, ziceau, și pentru România. Trage pentru România. Hai că suntem, zici, și simțeai cum barca zboară, deci nu mai plutea, nu mai avea contact cu apa. Efectiv zbura când a luat să ne încurajeze pe fiecare în parte. Deci noi în... ultimii, să zic, 250 de metri, când nu auzeai decât zumzetul ăla din tribune și o mai auzeai pe cărmăciță, că efortul este mare. Strigă, nu strigă. Strigă și normal are stație care se aude în barcă așa, și când te ia așa, l-ai lăsat pe Dragoș acasă ca să ieși campioană. Păi, ce faci? Stai și te gândești? Nu! Ultimele lovituri, deci ce să vă spun, a fost o cursă fantastică. Le-am dat aproape 2 secunde. 2 secunde înseamnă aproape o barcă. Deci o cursă, exact cum am spus, pe viață și pe moarte. Cum am trecut linia de sosire, n-ai mai simțit nici efort, nici... deci bucuria, rezultatul a fost ceva fantastic. Și când câștigi, uiți toate sacrificiile pe care le-ai făcut și rămâne în memorie numai medalia. Mi-am închipuit asta și mi-ați confirmat. Vă pun ultima întrebare exact așa. Practic, abia acum aveți viață personală și ați început să trăiți altfel decât în barca aia care zbura pentru aur. Așa este și asta încerc să le... Mă dau exemplu de câte ori mă duc la Snagov sau unde mă duc. Avem loturi împrăștiate. Și azi sâmbătă ați venit de la Snagov, n-am spus-o, o spun acum. Da, avem loturile împrăștiate în țară, da? Și de fiecare dată când mă duc, mă dau pe mine exemplu. Bun lucru. Am plecat la 16 ani de acasă, da? Am făcut sport până la 40 de ani. Deci, ce am sacrificat? Distracție, că la 16, la 20 de ani, la 30 de ani, normal, nu sunt lucruri firești, să zic, să te distrezi, să pierzi nopți. La noi nu există concediu, la noi concediu era fuga de Paști la părinți sau de Crăciun, fuga la părinți și înapoi în cantonament. Și zic, eu am sacrificat tot. M-am căsătorit la 21 de ani.
tot așa, pe repede înainte. Tot așa, da. Deci totul a fost pe repede înainte. Nu aveam timp să de lună de miere. De ce lună de miere? În cantonament aia e luna de miere. Cel mai greu mi-a fost să-mi sacrific copilul. Cât a fost mic, a stat cu mine în cantonament. Când a trebuit să meargă la grădiniță, a trebuit să meargă la școală, avea aproape 7 anișori când eu am ieșit campion olimpic în 2004, așa, da? Se ducea la grădiniță, eu veneam acasă sâmbătă la prânz și duminică seară plecam. Când mă vedea sâmbătă la prânz, era fericirea de pe lume. Duminică seară când trebuia să plec, simțea. Și când mă vedea că am bagajul la ușă și trebuie să plec, se punea în ușă așa și făcea: mama, te rog, nu pleci nicăieri. Și curgeau niște boabe așa din, de lacrimi pe obraz. Ce să-i spui unui copil? Că mama îți duce în cantonament, că mama vrea să iasă campioană, că mama... Ce înțelege el? Și că tu vei fi mândru de mama ta? Mi-era greu. Plângeam până la Snagov, dar nu m-am lăsat. Am zis, când o să realizezi, când o să crești, când o să realizezi, o să fii mândru de mama ta. Și este. Și așa este. Cum suntem, da, noi toți. Și acum, pentru că e în anul centenarului și toți invitații mei, care sunt niște eminențe și chiar niște români care și-au văzut de treabă și au pus umărul pentru țara lor, vă rog să spuneți la mulți ani României. O chem și pe Ileana să vă spună dumneavoastră înși vă la mulți ani, pentru că abia ce ați avut aniversarea în toamna asta. Adevărul este, Daniela, că ascultând-o pe Elisabeta Lipă cum povestea de barca zburătoare, m-am gândit că performerii României, din orice domeniu ar fi ei, nici unul nu se poate compara cu trăirea pe care o are un sportiv. Nici n-ai cum, iar un sportiv nu poate transmite... Nu poate transmite trăirile pe care le are acolo sus pe podium, când el este cel mai fericit, trăiește cea mai mare fericire, emoție amestecată în același timp, când auzi imnul intonându-se și ți se zbărlește pielea pe tine și lacrimile îți dau așa din ochi instantaneu, după care... Normal, bucuria nu mai e aceea ca aia de moment. Normal, te bucuri, ești campion, toată lumea te felicită, nu știu ce. Dar și noi ne bucuram, aia de moment, niciun sportiv nu poate să o descrie în cuvinte. Este foarte, foarte greu să spui. Mulțumim, Elisabeta. Iar eu, normal, nu pot să nu spun la mulți ani Românie, la mulți ani, dragi români. Mulțumim prietenilor noștri că s-au uitat și astăzi la noi. Întotdeauna la TVR2, la ora 10 sâmbăta, la ora 9 duminica. Și așteptăm cu nerăbdare să ne vedem sâmbăta viitoare. Încă o dată mulțumim. Mulțumim. Și eu vă mulțumesc. România, mulțumim, dragilor. România, te iubim, da. Te iubim mult.